Salutare, dacă și tu ai făcut așa ceva la 50-90, trebuie să vezi neapărat filmulețul ăsta. Da, 50-90 are problemele cu furtunele de la retur, cu furtunele care vin de la rezervor până la pompa de injecție, la filtru. Dacă le-ai schimbat pe toate, că probabil că au curs, pentru că se corodează, se usucă, se rup pe românește. Și bineînțeles, ca un băiat vrednic, m-a apucat și am schimbat toate furtunele și iau-te ce nu am știut. Hei, salutare și bună dimineața! Piesa asta ne-a dat mare bătăie de cap câțiva ani de zile. La 50-90, stați că nu, a, invers. Bine, se vede în oglindă. La John Deere 50-90M. Această piesă ne-a dat foarte mult de cap, nu am știut. Nu mai trăgea motorul. Era foarte, foarte puturos, să zic așa. Am dus pompa de injecție la făcut 2 ani la rând. Ne spunea de acolo că nu prea are nimic pompa, că nu e uzură mare, că la la la. O puneam, nu era mare diferență, părea că e un pic de diferență, dar mare așa semnificativă nu era. Am dus turbina, l-a reparat, am zis că e de la turbină. Au spus de acolo că turbina n-are nimic, că e în parametri. Și nu găseam problema. Problema era acest restrictor care vine exact aici. O să întorc camera să vă arăt și să... Acel restrictor vine între aceste două teuri, da? Avem un teu aici care vine de la returul de la injectoare sau ce în rezervor și teul de aici, da? Teul de la filtru cu teul de la injectoare. Restrictorul se pune aici, între aceste două teuri. Îl băgăm pur și simplu pe furtun, pac, și pe aia băgăm ăla înapoi. Nouă ne-a dat foarte mare bătaie de cap această piesă. Da? Aștept să pornim. Deci acest restrictor, ca să vă spun și ce face de fapt. Acest restrictor, pompa electrică din... Aici e pompa electrică, face o presiune de aproximativ 2 bar, 2 bar jumate în capul hidraulic la pompa de injecție din cauza acestui restrictor. Dacă acest restrictor nu mai este, în loc să ducă presiune în filtru, în filtru și în pompa de injecție, toată presiunea se întoarce în rezervor înapoi și pompa de injecție merge mai greu, adică nu mai are deja 2 bari în capul hidraulic făcuți. Se duce pe retur și motorul nu merge la parametrii lui. Cred că ați înțeles, sper că v-a fost de ajutor. Lasă un comentariu dacă ți-a fost de ajutor. Și ce să zic, dă-i un follow că mai urmează, mai postez. Până data viitoare, s-a auzit mai de bine. Lasă un comentariu dacă ai pățit și tu la fel.